Ca nivel de importanță între toate arterele rutiere ale orașului, asta pe unde e? La început, la mijloc? Deci noi am început mare asfaltare acum 3 ani de zile. Am asfaltat până acum 107 străzi. Domnul primar și-a pus în cap ca toate străzile să fie asfaltate. Bineînțeles, strada asta este de interes pentru că este intrarea în oraș, este centrala nucleară, este emblema orașului. Chiar îmi spunea cineva că din 83 nu s-a mai asfaltat în zona asta, decât Peticeli. Și noi chiar ne-am apucat, vrem strada Megidiei, canalul și drumul de centură, vrem să le terminăm până în martie este contractul și vrem să le închidem. E cea mai lungă arteră a Cernavodii? Da, este cea mai lungă de 9 km, care ține și drumul de centură. În momentul de față suntem la decaparea stratului de asfalt existent și la execuția casetelor de lărgire pentru execuția tronsului de piste de bicicliști. Preconizăm ca pe zona de la 0 la 3307 să decapăm asfaltul existent săptămâna aceasta, însemnând până vineri să avem toată suprafața decapată. Pregătim prin tratarea locală a cedărilor, după care vom veni cu eșaloanele de asfalt să așternem primul strat de legătură. Asta, stratul decapat, ce e grosimea? În funcție de profilele transversale proiectate, este între 2 cm și 10 cm. Depinde de panta transversală care o avem din profil caracteristic. Stai, cum se spune? Stratul de uzură sau care e? Asta este stratul de legătură. Stratul de uzură este ultimul, cel care îl vom așterne după stratul de binder. Dar important, ăsta pe care îl decapăm acum este un strat de uzură existent. Da. Înțeleg că se și lărgește, spuneați ceva de pistă de biciclete. Da, va exista în tronsonul în care ne aflăm, începând de la 1 plus 400 până în 3 plus 307, vom avea bandă de dus, bandă de întors și pistă de bicicliști, adică 3 metri jumate, 3 metri jumate de carosabil, 7 metri de carosabil, 2 metri jumate de pistă de bicicliști. Pe tronsonul de la 0 la 1 plus 400 avem 2 benzi de dus, 2 benzi de întors. Fără pistă de bicicliști. E genul de lucrare dificilă sau medie? Sau atâta timp cât lucrezi în subtrafic, e o lucrare dificilă, pentru că există stresul timpului care trebuie să te încadrezi, în care vrei să te încadrezi într-un grafic, există și stresul pus de către participanții la trafic, care vrem nu vrem este, nu putem să închidem și să complet. A spus un om la capete sau? Avem dirijori de trafic în toate părțile în care se lucrează. Și pe un sens și pe celălalt, pentru că altfel nu am îndeplinit condițiile de management al traficului. Și dumneavoastră mergeți pe ambele benzi cu ronțăitul și cu toate? Decaparea, frezarea asfaltului se face pe un sens, după care îl lăsăm în trafic și revenim pe celălalt sens. Exact. Cam cât timp preconizați că durează bucata aceasta? Ăștia 3 km 300. Noi preconizăm să-i închidem la nivel de binder, adică să putem să dăm un trafic fluent undeva într-o săptămână jumate din acest moment. Înțeleg că acum sunt probleme la rectificare longitudinală, mă exprim bine? Există niște corecții care trebuie să aduce profilul longitudinal, pentru că altfel o să avem aceeași problemă care o avem în toată România, în care toată lumea se plânge că avem dealuri valuri. Și prin corectarea profilului longitudinal se obține o planeitate mai bună a drumului. De nivelurile astea s-au format datorită traficului în timp sau au fost așa de când lumea și pământul aici? În general, ele sunt datorate în special stresului din trafic, pentru că drumul, neavând o reabilitare făcută în ultimii ani, e un trafic greu și foarte greu. Toate aceste condiții duc la un stres asupra terasamentului, terasamentul cedează și asfaltul și automat apare o vălurire a asfaltului, o
par nereguli în suprafața carosabilă. Lucrarea se întinde pe 8,2 km, formată din 3 tronsoane, 3 străzi. Primul tronson pe care suntem e strada Megidiei, care începe de la intrarea în orașul Cernavodă, de la, să spunem, exact limita unde începe și centrala sau spațiile de parcare și intrările în centrala nucleară. Primul tronson are în jur de 3,1 km, are o porțiune de 1,5 km la 4 benzi, apoi al doilea tronson este strada canalului care traversează orașul pe partea Dunării, pe partea de sud a orașului, merge paralel cu Dunărea până aproape de zona portului Cernavodă. Al treilea tronson pleacă din capătul străzii canalului, noi îl numim drum de centură, e o porțiune care închide orașul Cernavodă până la ieșirea spre Seimeni. Tronsonul 2 și tronsonul 3 au o lățime de 6-7 metri. Cu câteva luni în urmă am văzut începutul lucrării. Se furau niște sonde, niște probe, se lua. Deci începutul lucrării a fost anul trecut. În sensul că etapa, faza de proiectare s-a făcut cu studii geotehnice, studii topografice, expertiză tehnică, s-a făcut documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și pe acest studiu, anul acesta am făcut proiectul tehnic și detaliile de execuții care acum le punem în practică în sensul de a executa lucrările. Deci un an de zile am avut nevoie pentru a face toate studiile și documentațiile, etapa de proiectare. Și avem și autorizația de construire, tot așa să zic, a durat un an de zile din momentul în care s-a început etapa de proiectare, într-un an de zile. Concret, ați răzuit tot, ați scos până la... Nu. Soluțiile au venit în etapa de... Dali, prin expertiza tehnică și avem funcție de existent, avem mai multe soluții tehnice. Aici, pe tronsonul, primul tronson care avem o frezare în medie de 3-4 cm pentru profilare, atât în profil transversal cât și longitudinal al drumului și două straturi de asfalt de 10 cm pentru a mări capacitatea portantă a străzii. În alte segmente ale acestui drum e mai complicat? Da, avem următorul sector, strada canalului, care este are sistemul rutier dintr-o îmbrăcăminte rutieră din beton de ciment, care este cea mai pretențioasă și cel mai greu de reparat. Acolo va trebui, cred că, o zonă de 20-30% să scoatem betonul vechi, să-l reparăm și apoi să venim cu două straturi de asfalt. Deci lucrările pregătitoare vor fi mult mai complexe. Durează mult? Prin contract, eu sunt proiectantul și... Adică e genul de lucrare grea. Este o lucrare foarte complexă. Grea, n-aș spune că este foarte grea, dar este complexă. Are foarte multe operațiuni pregătitoare. Când se ajunge să aștearnă asfaltul, deja e mai ușor, să spunem, mai ușor. În momentul ăsta, la ce stadiu al lucrărilor sunteți? Pregătirea stratului suport și delimitarea părții carosabile cu borduri, ridicarea capacelor de cămin, deci sunt lucrări pregătitoare pentru așternerea stratului de asfalt. Înțeleg că, acum nu știu dacă mă exprim bine, se face o rectificare longitudinală? Bineînțeles. Primul scop al proiectării este de a amenaja în lung drumul, având acele denivelări în lung acuse, preiau și va avea o, să spunem, o continuitate, un confort pentru conducători. Nu vor mai avea acele denivelări care să-i zgâlție pe românește. Iar în profil transversal se va face la panta acoperiș 2,5 ca să scurgă apele spre margine, spre borduri, unde avem guri de scurgere, gaigere pentru preluarea apelor pluviale.